Asculți Vocea Interioară la Radio Terra Nova. Pași spre cunoaștere. Bun găsit, dragi ascultători! Sunt Luciana Prisecaru, psiholog și terapeut holistic, coach de dezvoltare personală și vă prezint emisiunea Vocea Interioară la Radio Terra Nova. Aici, în această emisiune, veți cunoaște oameni frumoși, cu povești de viață, oameni ce s-au lăsat ghidați de vocea interioară, parcurgând etape de transformare și devenind astfel mici felinare aprinse în calea celor pe care îi întâlnesc. Astăzi o veți cunoaște pe Alina Necula, de profesie consultant juridic, cu experiență de peste 25 de ani în domeniul juridic, atât în sectorul public cât și în privat. Tema zilei de astăzi, pe care am ales-o împreună, se numește Despre Dumnezeu, oameni și sănătate. Bine ai venit, Alina! Bună seara, Luciana! Bine te-am găsit! Salut și radioascultătorii noștri pe această cale! Mulțumesc mult pentru invitație! Draga mea, Alina, aș vrea să aduci tu în completare, pentru că eu am spus doar sumar despre tine, aș vrea să aduci în completare cine este Alina Necula. Da, așa cum ai spus și tu, sunt de profesie consultant juridic de peste 25 de ani, am lucrat în mai multe instituții publice sau private, am avut și un cabinet de consultanță juridică 11 ani, am fost consilier parlamentar 12 ani, ultimii 12 ani din viață mi-am petrecut într-o instituție publică centrală, de unde am plecat de curând, pentru că, deși această instituție pot spune că a contribuit enorm la dezvoltarea mea profesională și la cea care sunt eu astăzi, nu numai din punct de vedere profesional, ci și ca om, într-o zi nu m-am mai regăsit în acest loc, nu mai rezonam deloc cu energia locului, cu ceea ce făceam acolo, așa că am luat decizia de a-mi da demisia după 2 ani în care am stat suspendată din această funcție și am avut tot timpul să cântăresc această decizie, să mă gândesc ce este mai bine pentru mine și să judec lucrurile la rece, ca să zic așa. Nu am regretat nicio clipă de această decizie. Acum lucrez ca și consultant juridic într-o altă instituție unde este mult mai bine din toate punctele de vedere și în paralel am început să dezvolt și o afacere. Deci aș putea spune că necunoscute sunt căile Domnului, că dacă m-ai fi întrebat acum câțiva ani, ți-aș fi spus că probabil nu voi pleca niciodată de acolo, dar Dumnezeu ne arată întotdeauna calea, cel puțin în cazul meu așa a fost, așa se întâmplă și pot să spun că sunt foarte mulțumită cu ceea ce fac acum și că în fiecare zi sunt surprinsă să descoper lucruri noi despre mine. De curând m-am specializat ca și consilier dezvoltare personală și formator public speaking și îmi place foarte mult zona aceasta, mă regăsesc în ea. Dacă ar fi să te descrii în câteva cuvinte, dincolo de zona profesională, cine ești tu dincolo de această zonă? Îmi place să spun că sunt un om iubitor de oameni, oameni cu care îmi place întotdeauna să împărtășesc tot ceea ce este bun în viața mea și în felul acesta să contribui măcar puțin la binele din viețile lor. Sunt soție și mamă a unei fete extraordinare, Andra Ștefania, care peste 2 zile împlinește 33 de ani. Oh, la mulți ani de acum! Mulțumesc mult, mulțumesc la fel! Dar pentru că descrierea mea despre mine ar putea să pară în fața unora puțin subiectivă, de câte ori cineva îmi cere să mă descriu în câteva cuvinte, atunci apelez la descrieri care mi-au fost făcute de-a lungul timpului de către persoane cu care am interacționat în anumite contexte și persoane care cu siguranță nu făceau acest lucru doar de complezență. Așa că astăzi, la întrebarea pe care mi-ai pus-o tu, apelez la descrierea unei persoane pe care am cunoscut-o acum ceva timp într-o împrejurare și care m-a descris ca fiind un om de o simplitate și un firesc al lucrurilor, cum greu mai întâlnești la cineva în zilele acestea. Mi-a plăcut mult această descriere, m-a onorat. Mi s-a părut simplă, dar extrem de cuprinzătoare în același timp. Pentru că l-ai invocat pe Dumnezeu de mai multe ori la începutul discuției noastre, te întreb acum, tu crezi în Dumnezeu? Da, eu cred în Dumnezeu. Și pot să spun că toată copilăria mea, zi de zi, l-am văzut pe tatăl meu rugându-se seara la culcare și dimineața când se trezea.
Nu se ruga cu voce tare niciodată, așa că nu aș putea să-ți spun ce anume spunea în rugăciunile lui, dar copil fiind, îmi dădeam seama că probabil se roagă pentru binele nostru, al familiei, al celor dragi lui. Așa că am crescut cu această imagine. Nu spun că eram neapărat o familie spirituală, nici pe departe. Ai mei nu mergeau la biserică foarte des. Pe mama n-am văzut niciodată rugându-se, nici pe sora mea mai mare. Însă eu m-am regăsit în rugăciunile tatălui meu, la tatăl nostru, și am ales să fac la fel ca el. Am simțit chemarea să-l caut și să-l găsesc pe Dumnezeu în orice. Așa că pot spune că, asemenea lui Pascal, eu am pariat pe existența lui Dumnezeu și am analizat și câștigul și pierderea parind pe Dumnezeu. Mi-am zis da, cred în Dumnezeu și în cazul în care există am câștigat totul, iar în cazul în care nu există, nu am pierdut nimic. Ai putea să ne spui și la ce vârstă ai deprins aceste obișnuințe ale tatălui tău? Adică când îți amintești tu că ai mers pe această cale? Cred că în jur de 11 ani aveam. Totul a venit firesc, vorbesc. Da, totul a venit firesc, da. Cum l-ai descoperit pe Dumnezeu? Păi pot spune, nu numai că l-am căutat, așa cum ziceam mai devreme, dar l-am și găsit. L-am găsit în diverse forme și în diverse momente din viața mea. Iar mai apoi, după ce m-am îngrijit de relația cu el și am început să lucrez la ea, l-am găsit în fiecare zi a vieții mele. Mi s-au revelat lucruri care nu puteau fi clasificate în niciun caz coincidențe, mai ales dacă ne gândim și la ceea ce afirma Einstein, că el spunea coincidența este felul lui Dumnezeu de a rămâne anonim. Ca în orice relație, și în relația cu Dumnezeu trebuie să investești. Iar lucrul acesta se înfăptuiește prin iubire, prin iertare, prin post, prin rugăciune. Aceasta este investiția pe care eu am făcut-o în relația cu Dumnezeu și dacă stăm să ne gândim, este o investiție minimă, este o rețetă foarte simplă. Și pot spune acum cu una pe inimă că relația mea cu Dumnezeu este singura, și te rog să reții, singura relație în care nu poate interveni nimeni. Nimeni niciodată. Știu, pentru că mă regăsesc. Da. Ce părere ai tu de mântuire? Mântuirea înseamnă primirea vieții veșnice, iar înfăptuirea acestui lucru este posibilă dacă intrăm într-o relație personală cu Dumnezeu, așa cum spuneam și mai devreme. Sigur că Dumnezeu vrea ca noi toți să ne mântuim, este evident lucrul acesta, iar calea spre mântuire este una singură și deloc ușoară. Important este ca fiecare dintre noi să găsim calea spre mântuire, fiecare are probabil calea lui. Și am citit odată o mărturie a lui Arsenie Boca, care m-a impresionat și el spunea că nu toți cei din mănăstire se mântuiesc, așa cum nici toți cei din lume se prăpădesc. Tot ce trebuie să facem este să năzuim spre mântuire din toată puterea noastră și atunci calea către aceasta se va deschide în mod clar. Despre oameni, ce ai să ne spui aici? Așa cum spuneam în deschidere, eu iubesc oamenii. Sunt un om care iubește semenii lui. Omul este cea mai complexă creatură de pe pământ. Am foarte multă răbdare cu oamenii, am foarte multă toleranță, sunt iertătoare, îmi place să interacționez cu oamenii, îmi place să lucrez cu oamenii, îmi place să le simt energia și le acord și foarte multă încredere. Eu, a priori, acord încredere oamenilor. Acesta este punctul meu de plecare în orice relație, pentru că îi tratez așa cum aș vrea să fiu tratată eu însămi și prin prisma felului meu de a fi, adică cu sinceritate și onestitate. Sigur că lucrul acesta mi-a adus de-a lungul timpului și de servicii, chiar dezamăgiri, pentru că probabil că ai întâlnit și tu oameni care mai apoi se arată a nu fi de încredere sau întotdeauna mânați de cele mai bune intenții. Și dacă ne gândim la Iisus Hristos, chiar El a fost trădat de oameni, deci trădarea face parte cumva din natura umană. Dar noi nu putem face nimic în situația asta sau ce am putea face?
Eu am ajuns, de exemplu, la înțelepciunea de a nu avea așteptări și de a lua pe fiecare așa cum este, de a ierta și de a mă ruga pentru ei, căci a încercat să schimbăm pe cineva, se știe că este o pierdere de timp. Da, știm că dacă ne detașăm de tot ceea ce ne înconjoară și facem totul dintr-un spațiu fără a avea așteptări, e clar că primim mult mai mult și nu mai primim dezamăgire, nu mai primim trădare. Și da, mi-a plăcut ceea ce ai spus mai înainte. Da, Luciana, așa este. Și eu cred că e o chestiune de alegere între a iubi și a urâ în viața asta. Iar eu am ales de la început să iubesc. Nu aș putea să-ți spun, adică nu cred că știu când facem exact această alegere, dacă ea este făcută înainte de a ne naște sau dacă o facem mai târziu, odată cu formarea caracterului în urma educației pe care o primim, dar eu înclin să cred că această alegere spre iubire sau spre ură o facem înainte de a ne naște, pentru că am întâlnit foarte multe situații, foarte multe persoane care, deși proveneau din familii spirituale și familii unde au avut parte de o educație aleasă, nu au ales iubirea și calea binelui și atunci undeva mă duc cu gândul că alegerea a fost făcută înainte de a se naște. Probabil că acolo era vorba despre această moștenire transgenerațională și atunci când există acea încărcătură în spatele cuiva, chiar dacă vine dintr-o familie, eu știu, spirituală, credincioasă, până nu se eliberează de poverile transgeneraționale, nu are cum să ajungă la acest nivel de iertare, de acceptare. Da, dar probabil că problema este mult mai profundă și tu ai dreptate în ceea ce spui. Dar nu dezvăluim acum prea mult din asta. Oricum, eu întotdeauna m-am bazat pe selecția naturală, cred foarte mult în selecția naturală și viața mi-a demonstrat întotdeauna că cine trebuie să rămână lângă mine va rămâne dincolo de obstacole și cine trebuie să plece va pleca mai devreme sau mai târziu. Da, și mie mai îmi place să mai adaug puțin din ceea ce am dedus eu. Oamenii vin și pleacă în viața noastră, unii sunt simpli trecători, alții sunt aducători de pace, alții sunt aducători de nori, alții vin în viața noastră pur și simplu să ne creeze conexiuni cu alți oameni și atunci dacă noi nu ne atașăm și privim toate lucrurile astea din această perspectivă, nu ne rănește nimic. Pentru că acesta este firescul lucrurilor, practic. Ce poți să ne spui despre sănătate? În general, ce poți să spui aici? Păi, așa cum spuneai și tu și cum am prezentat și eu mai devreme, sunt absolventa Facultății de Drept, dar totdeauna am fost preocupată de domeniul sanitar. Tocmai de aceea mi-am completat studiile în 2005 cu un program de masterat la Facultatea de Medicină și Farmacie Carol Davila pe management sanitar și sănătate publică. Eu cred, legat de sănătate, că noi oamenii în general pe lume venim sănătoși. Menirea noastră este de a fi sănătoși atunci când venim în această lume. Apoi, evident, mai târziu, fiecare în funcție de anumite evenimente din viață, în funcție de anumite obiceiuri, dezvoltă niște boli. Și în funcție de mediu, aș adăuga, pentru că mediul ne influențează până la 80%. Am citit recent niște studii ale cercetătorilor în domeniu care spuneau că oamenii ar putea trăi între 120 și 150 de ani în anumite condiții. Sigur că așa în teorie sună foarte bine promițător, în practică, din păcate, lucrurile stau altfel. Nu prea ne ajută nici factorii externi, poluarea, stresul, ritmul în care se trăiește astăzi, mâncarea nesănătoasă, lucruri pe care... Dar aș spune eu că, în primul rând, ar trebui mintea omului să fie formatată. Da, și sunt exemple, adică există oameni care au atins o vârstă centenară în multe țări din lume, chiar și la noi, și cel mai recent exemplu care îmi vine în cap acum este filozoful Mihai Șora, care a murit de curând la vârsta de 106 ani. Deci se poate trăi și până la vârsta aceasta.
Tu investești în sănătatea ta, Alina? Crezi că oamenii astăzi investesc suficient în sănătatea lor? Eu personal investesc în sănătatea mea. Întotdeauna am apreciat sănătatea ca fiind o prioritate în viața mea și îmi place să văd în jurul meu în ultimul timp persoane care au început să investească din ce în ce mai mult în starea lor de sănătate și în starea lor de bine. Și cred că această pandemie care ne-a zdruncinat puțin așa pe toți din multe puncte de vedere a făcut ca oamenii să conștientizeze din ce în ce mai mult cât de importantă este sănătatea în viața lor și cred că după acest episod cu virusul acesta necruțător, oamenii și-au schimbat puțin prioritățile, sănătatea ocupând acum un rol mult mai important în viața lor, ceea ce nu poate decât să ne bucure. Da, poate că a fost o alarmă din partea lui Dumnezeu ca să ne alinieze puțin la ceea ce ar trebui să ținem cont. Tu crezi doar în medicina alopată sau ai aplicare și către alte tipuri de terapii alternative? Eu întotdeauna am îmbinat cele două, medicina alopată cu medicina alternativă. Dintotdeauna am fost deschisă către terapiile alternative. Sigur, când eram copil și nu puteam decide eu pentru mine, am primit și medicamente administrate de părinții mei. Însă în ultimul timp m-am îndreptat foarte mult către terapiile alternative pentru că organismul nostru are o capacitate incredibilă de a se reface. Dar de multe ori noi nu-i oferim ceea ce el are nevoie și îi anihilăm această capacitate de a se reface dându-i chimicale. Când ar trebui să ne ascultăm corpul. Exact. Și natura ne oferă posibilități incredibile de refacere. Și sunt atât de la îndemână plante tămăduitoare, cristale, argilă, seva unor copaci, de exemplu seva de mesteac, despre care cred că mulți oameni nu știu, nu au auzit de ea. Mierea de albine, polenul și multe, multe altele. Deci de ce să nu ne îndreptăm către ele când ele sunt atât de la îndemână? Pe de altă parte, știința avansează cu o viteză incredibilă, apar noi și noi metode de tratare a bolilor, care nu se mai rezumă doar la înghiții pastile, așa cum am fost învățați în ultimii, pentru că se mai descoperit între timp că exact. Noi există un potențial fantastic și că resursele sunt în noi și să ne întoarcem puțin către interiorul nostru. Exact, exact. Dar asta presupune să fim deschiși și să beneficiem și de ceea ce oamenii de știință descoperă în permanență, tot pentru noi oamenii, pentru că petrec zeci de ani în laboratoare și descoperă noi metode de tratament. Uite, de exemplu, eu de curând am descoperit niște produse pentru sănătate și pentru stare de bine unice. Este vorba de niște plasturi fototerapeutici care se bazează pe o tehnologie inovativă. Nu știu câtă lume a auzit despre aceste produse. Aceste produse fac terapie cu ajutorul luminii, având sursă de lumină, nu lumina solară sau altă sursă de lumină, ci lumina propriului nostru corp, pentru că noi suntem energie și emitem lumina sub formă de biofotoni. Mi s-a părut extraordinar de interesantă această tehnologie, mi-a atras atenția încă de la început. Sunt inventați de un cercetător american care s-a gândit că am putea să folosim sursa noastră de lumină, acești biofotoni și pe care noi îi emitem și după 20 de ani de cercetare a ajuns la concluzia că putem beneficia de îmbunătățirea stării de sănătate prin stimularea cu lumină a meridianelor energetice, acelea despre care știm toți, am auzit de ele, se folosește în acupunctura tradițională chineză. Și am îmbrățișat această tehnologie, eu personal am testat și am împărtășit și altor persoane, îmi place acest concept, este o tehnologie inovativă. Și dincolo de asta mi-a plăcut foarte mult inventatorul David Schmidt, care este o persoană extrem de modestă, am întâlnit-o personal și în toate aparițiile lui vorbește de Dumnezeu și mi-a plăcut foarte mult acest om și mi-a prezentat încredere de la prima întâlnire pe care am avut-o cu el. Simt să te întreb, tu ești și distribuitor al acestor plasturi? Da. Simt să te întreb, ce feedback-uri ai primit de la oameni în urma distribuirii? Deci eu fac lucrul acesta din iunie anul trecut și vreau să spun că feedback-ul este foarte bun. Sunt foarte mulți oameni acum care folosesc aceste produse, nu numai în România, la nivel global sunt peste 100 de țări folosiți cu succes.
În general, cine recurge la acești, sau cu ce diagnostic vin oamenii către tine? Ei sunt folosiți pentru multe tipuri de afecțiuni și mă bucură că oamenii sunt deschiși în a-i testa. Așa cum spuneam, au început să fie deschiși către terapii alternative, vor altceva, nu mai vor medicamente. Și uite că am fost chiar plăcut surprinsă să văd că românii sunt deschiși. Vor să încerce și altceva. Și acești plasturi, sau cum ai spus, plasturi, se numesc, că ajung până să elimine cauza sau ameliorează durerea, ca să înțeleg eu, și dacă poți să ne spui mai multe, deci, pentru că poate oamenii vor să cunoască și să cumpere chiar. Îi putem folosi preventiv, da, pentru că la noi, oricum în țara noastră, nu prea se pune mare accent pe prevenție, deci e o metodă de a îi folosi pentru prevenirea anumitor boli, dar ei pot fi folosiți și ca adjuvant în boli deja instalate și mai ales în durere, pentru că durerea a devenit așa, o afecțiune extrem de comună acum. Aproape toată lumea suferă de durere, nu doar vârstnicii, ci și tineri. Întâlnesc persoane din ce în ce mai tinere care au probleme cu coloana pentru că lucrează foarte mult la calculator și au dureri de postură. Și atunci cei pentru durere în mod expres au un succes foarte mare, sunt foarte căutați. Cum pot să ia oamenii legătura cu tine dacă cei care vor să achiziționeze, de exemplu, acești plasturi? Păi mă pot găsi pe site-ul meu sanatate-și-bunăstare.ro, pe pagina mea de Facebook Alina Necula. Și mai am o pagină de Facebook, Fototerapia pentru Sănătatea Noastră. De asemenea, poți să dau și numărul de telefon? Da, că simți, da. 0722-236-932. Îmi poți scrie pe WhatsApp și dacă sunt interesați de acest produs și de a-i ghida asupra felului în care se aplică, exact, eu le stau la dispoziție cu orice fel de informații. Alina, timpul s-a scurs, însă nu vreau să încheiem această emisiune de astăzi fără a transmite ascultătorilor noștri ceea ce tu simți. Ce mesaj ai pentru ei? Păi, Luciana, pentru că astăzi am atins niște subiecte atât de frumoase și de sensibile, vreau să închei în aceeași notă și aș vrea să îndemn oamenii, în primul rând, să aibă grijă de ei, să aibă grijă unii de alții, să trăiască în armonie și în credință în Dumnezeu și, nu în ultimul rând, îi îndemn la iubire, la iubirea de sine, la iubirea de aproape, la iubirea de Dumnezeu. Și pentru că eu scriu și versuri, este o altă chemare a mea. În general scriu poeme de dragoste, am scris și un volum de poezii pentru copii, am două volume publicate, urmează anul acesta, sper eu, al treilea. Aș vrea să închei cu câteva versuri scrise de mine. Aș vrea să rămână versurile la urmă, te rog. Vreau să-ți mulțumesc pentru prezența ta astăzi alături de mine. Dumneavoastră, dragi ascultători, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne urmăriți. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare la aceeași oră și nu uitați, Vocea Interioară este ghidul infailibil care ne conduce pe drumul cel drept. Mulțumesc pentru această zi, pentru această seară. Alina, te las să spui versurile tale. Da, mulțumesc și eu, ascultătorul, îți mulțumesc și ție în mod special pentru invitație și acum o să închei cu câteva versuri scrise de mine. Poezia se intitulează Crezul, este, dacă ar fi să fac un top al poeziilor pe care eu le-am compus, ar fi printre primele această poezie. În podul palmei mele a răsărit un crin, e crinul tău, e crinul meu, sublim ca un potir divin, e al tuturor, e al lui Dumnezeu. Și simt parfumul lui pe trupul meu, de ambră și de mir. Mă întreb de ce aleasa am fost eu, să gust minunea din potir. Mi-e teamă mâna mea să-l țintind, mi-e teamă că-l strivesc, și ochii mei în ochii tăi privind, o rugă îți vorbesc. Eu palmele într-un sărut le așez, la gândul tău e gândul meu, și nu mi-e teamă să mă înfățișez, căci peste tot e Dumnezeu.